Cu domnul Bob Esponca în spatele nostru, anunțăm că este definitiv, ne-au anulat practic toate eventurile pe care le-am avut la bar, toate rezervele de pe Booking s-au anulat. Hai, mami, hai! Luca, în rotobil. Hai, mami, hai! Hai, mami, la mine, hai! Vom sta în casă. A claxonat cineva. Stai să văd dacă... Aici lumea, în loc să bate la ușă, claxonează. Dime, espera! Bajo! Espera que bajo! Bajo ahora! Cum ziceam, aici ne claxonează. Vecinii nu bat la ușă. Am primit niște cuie. Montează soțul, dacă nu mă înșel, în dulap, în camera. În camera de sus, din acoperiș? Da, Lucas. Și lipseau niște cuie și aici între noi suntem puțini. Aici până. Suntem puțini în sat, dar între noi ne ajutăm cu ce avem nevoie. Da, mami dragă, bravo. Și cum spuneam, ne-au anulat toate activitățile de Paște, tot. E posibil să închidem 15 zile și să stăm în casă. Na, 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 na. Să stăm în casă, să stăm în casă, tărătărătă. Și să ne jucăm cu jucăriile. Da, eu nu vreau să stau în casă, eu vreau să merg afară. Mergem afară în curte. Avem curte mare, mami, da. Mergem afară în curte. Ai pantof? Wow, ce pantof frumos ai. Wow, mami, am pantof. Bravo, mami, bravo, ai pantof. Ce păr creț avem noi, da. A căzut pe jos pantoful? Am găzut mami pe jos pantof. Am ieșit și noi la plimbare. Că Lucas nu a dormit astăzi deloc. Lucas, uite-te la mami. Da, Lucas, Lucas e bolnăvior. Și Lucas plânge și are febră. Da, mami. A trebuit să-i îndoi cățulița asta, așa că dacă nu-i acoperă toată fața și nu-i place deloc, sărăcuță. Am ieșit să ne plimbăm prin sat. Da, deci ți se îndoaie înapoi cățulița și nu vezi nimic. Pentru că nu vrea să doarmă deloc copilul ăsta și e alarmă. În toată Spania e situație de alarmă, nu ai voie de fapt să ieși din casă, dar bine, unde stăm noi cu multitudinea de lume care e. Da, o persoană am întâlnit și noi. Cum ziceam, în tot satul ăsta am întâlnit și noi o persoană. Da, Lucas, ne-a salutat, ne-a întrebat cum te simți, că ți-ești dinții sori, zic că ai febră și cum e singurul copil din sat, toată lumea știe despre tine, da. Și acum o să ne așezăm pe banca asta frumoasă. Bine, mami o să se așeze, că tu stai pe căruciorul tău frumos, da, mami? Da, că e alarmă în toată țara. Tu știi că e alarmă și că nu se poate ieși afară, nu putem să ieșim în parc. Bine, noi putem să ieșim în parc. Că tu e singurul copil din sat. Și nu are cine să-ți dea nimic în parc. Da, mami. Mergem să ne plimbăm încoace încolo. Da, noi putem să ieșim afară. Chiar dacă toată țara nu poate, așa ai, Lucas? Sănătate! Sănătate, mami! Sănătate, bravo! Sănătate! Da. Cam așa să fii bolnovior la 10 luni. Tu stai fără mâini în picioare. Ioi! Da, bravo, mami, fără mâini stau eu în picioare. Suntem deja în carantina, a treia zi deja în carantină, în alarmă, în a nu ieși afară din casă și m-am pus să reorganizez toate lingeriile de pași și prosoapele, tot. Iar Lucas citește din cărticica lui minunată. Lucas! A fost și coincidența astăzi că a plouat și a fost foarte urâtă vreme, așa că oricum
Nici dacă am fi vrut, nu am fi putut ieși afară. Dacă ieși afară, amenda e de 600 de euro până la 30.000 de euro. Deci e o nebunie ce amenzi dau ăștia. Așa că noi facem lucruri utile în casă. Ne-am reorganizat puțin dulapul și rafturile și toate chestiile de genul. O să vă fac un room tour, cred. Cred, nu sunt sigură. Pentru că n-am avut, de exemplu, pătuțul copilului, nu l-am avut în cameră și acum l-am adus în cameră. Mi-e mult mai comod să-l am aici. Și ne plictisim, efectiv ne plictisim. Astăzi ne-am trezit târziu, eu m-am trezit un pic mai devreme să dau de mâncare la cățel și la pisică, pentru că mi-au nou sub geam, într-un fel. Și după aia m-am pus iar în pat. Am stat toată ziua, am lenevit. Am mai mâncat odată și cam atât. Deci, efectiv, nu știm ce să facem. E foarte ciudată situația. E exagerat de ciudată și nu suntem la bloc ca să zică, uai, ies pe balcon, vorbesc cu vecinul. Aplaudăm la ora 9 seara, aplaudăm la 8 seara, cântăm la 6 după masa. Nu! Suntem într-un sat în care suntem doar noi și încă două familii. Atât. Atât. Și nu o să ne vedem cu familiile respective. Adică, de două ori pe săptămână o să mă văd cu ele pentru faptul că noi aducem pâine în sat și trebuie să merg eu la oraș după pâine la brutărie. Și atât. Sper să nu am probleme cu poliția când mă duc pe drum. O să vedem ce o să fie. A patra zi de că nici nu știu cum să-i spun, carantină, totul e închis, totul e închis. Deci am ieșit la oraș, totul e închis. Nu e nimeni pe stradă. Eu merg după pâine, pentru că eu în continuare trebuie să vând pâine în sat. Foarte puține mașini. Așteptam să fie poliție pe stradă, dar probabil cum e un orășel mic, nu este. Da, e totul închis. Deci, efectiv, nimeni nu e pe stradă, e pustiu. Vine cineva acum să te fure și te poate fura. Hai că să mai merg pe câteva străzi să vedem cum o să fie. E incredibil cât sunt de goale străzile, deci chiar e wow, e incredibil. Am fost la supermarket, am cumpărat o grămadă de chestii. E lume la supermarket, nu poți zici că nu e. E ca într-o zi normală, zic eu. Toate caserițele sunt cu mânuși, sunt cu măști și nu mai sunt paste făinoase, nu știu dacă au repus și azi e marți, deci noi suntem de sâmbătă în izolare, dar bine, lumea a început să cumpere mult mai repede ca nebuna. Nu știu dacă au repus și lumea a venit și a cumpărat din nou ca idioții. Sau pur și simplu n-au repus. Habar nu am, am fost decât la un singur supermarket, la cel mai mare de aici, la Dia. Ideea e că e foarte ciudat faptul că este puțină hârtie igienică, nu mai sunt paste. Eu am luat ultimele 3 pachete de spaghetti. Ce am mai cumpărat? Am cumpărat conserve, să fie că am cumpărat. N-am găsit conserve normale, am găsit decât conserve de alea mai scumpe, deci de marca lor a supermarketului n-am găsit conserve. Apoi am cumpărat pâine, am cumpărat legume, am cumpărat o grămadă de legume și fructe. Am zis, na, tot să le mâncăm prima oară pe alea. Am cumpărat ciuperci, am cumpărat andivi, am cumpărat salată, roșii, ardei, dovlecel, portocale, mere, pomelo. Am cumpărat o grămadă de chestii, să fie. Și după aia când se termina lucrurile proaspete, o să mâncăm conserve și asta este. Bine, ideea e că eu trebuie să cobor în fiecare marți și vineri după pâine. Cum spuneam, le dau pâinele astea din sat. Aici e sacul cu pâine. Dar nu cred că o să mai am eu chef să merg vineri iarăși la cumpărături, adică n-are sens. Dacă tot am cumpărat ce avem nevoie pentru mai mult timp, o să mă scutesc de riscul de a merge și a cumpăra și plouă afară, e urât. E chiar urâtă vremea. Zic să nu ieșim afară, dar cum să ieși, domnule, afară dacă plouă și e urât. Așa că rezistăm. Hashtag, eu stau în casă, rămân în casă. Ce bun! Zi, mami, acum cu epidemia asta în casă, trebuie și noi mâncare noi. Știi, mami. Bravo! Ce bun e avocado ăsta!
Nu cred că ești de acord cu mine, dar totuși. Yo quiero decirte que compras galletas estas que han sido fantásticas. Las cookies. Has comprado, gracias. Lucas. Ai auzit? Lucas! Ziua 5 de carantină, de izolare, bă, noi ne plimbăm pe câmp. Noi ne plimbăm pe câmp. Lucas, în cealaltă parte, Lucas! Lucas, aici, aici, acolo, uite, uite! Wow! Wow, câte oi! Wow, Lucas! Zic că n-am altundeva pe unde să mă plim, că ne-au izolat ăștia, ne plimbăm cu oile. Bine, că din greșeală am dat și noi doi, da. Da, uite oaia! Uite oaia! Uite oaia! Da, cam așa am ieșit și noi un picuț la plimbare. Prin afara satului, pentru că dacă ne plimbăm prin sat, riscăm să ne amendeze. Și nu putem să ne plimbăm toți, deci ar trebui să se plimbe, presupun, copilul singur, că na. Și... Lucas! Ai văzut, mami? Be! Oiță, mami, oiță! Pentru prima oară în viața ta când vezi și tu oiță, mami! Wow, mami! Wow, mami! Wow! Be! Ai văzut? E fascinat! Ne-am murdărit căruciorul foarte tare. Dar mergem acasă și-l spălăm. Că doar nu avem altceva de făcut, suntem în carantină. Da, e încântat copilul. Măcar plimbarea asta așa de după masă seara să o facem, că n-a ieșit săracul de 3 zile din casă. Mai scoteam așa în curte, dar acum a plouat. 3 zile a stat în casă. Lucas! ¿Vosotros tenemos llave de aquí? Sí, solo nosotros. Quien llega allá, a quien le damos la llave, nos tiene que dar sus datos. Y luego se devuelve. ¡Lucas! ¡Lucas, chibayu, Lucas! Barurile sunt închise, tot e închis, tot. Nu e nimeni pe stradă. Terase închise, tot e închis. Suntem în ziua 6-a de carantină, de izolare, de cum vreți voi să spuneți. Eu am venit până la spital, la policlinică, mă rog, ce-o fi. Am venit să aduc niște analize de-a piticului și am venit singură, logic, deci mi-au cerut să vin fără el. Mi-au dat cum să-i fac și așa. Și pentru prima oară parcarea spitalului aici e goală. E parcare. Bine că nu m-am băgat oricum, că am găsit parcare lângă. Dar nu găsești niciodată parcare lângă spital, deci niciodată, câteodată trebuie să parchezi ori pe trotuar, ori trebuie să parchezi foarte departe și după aia să... Cum mai merge mașină? Foarte rar văd mașini și chiar am observat mașinile care le văd, merge câte o persoană în mașină. Nu am văzut poliție, ce-i drept, eu oricum am hârtia de la spital, cum că trebuie să vin să aduc analizele, că dacă te oprește trebuie să specifici de ce a ieșit. Și... Da, e interesant că nu văd poliție pe drum. Probabil am ieșit prea dimineață. Da, e destul de dimineață, dar totuși. Lumea merge la muncă. Ideea e că e deșert tot, e pustiu tot. Eu am sunat ieri la policlinică să dacă o să fie deschis și mi-au cerut numele ca să știe cine vine, că
și că nu lasă oameni să intre la policlinică, s-au anulat toate programările de medic de familie, de pediatru, tot, s-au anulat tot. Deci doar te ia la urgență și pentru analize, atât. Și aia trebuie să știe cine ești, adică da, probabil intri cu buletinul sau ce știu eu. Să vedem, mergem să vedem. Să nu uităm să și redem un pic cu atâta loc de parcare acolo. Acolo, în fața spitalului, peste tot. Uitați, unde o doamnă doctor a parcat mașina. E incredibil cât sunt desperiați medicii. Bine că intrarea a fost deschisă și eu am intrat de pe prima ușă și m-am uitat și au zis așteaptă afară, așteaptă afară. Și o doctoriță tot încărca mașina cu bagaje, habar n-am ale cui și cum. Și am așteptat vreo 20 de minute până să vină cineva să-mi ia hârtia, să-mi ia analiza, deci mi se pare prostie. Puteau să îmi ia la început, mă rog. Și au o grămadă de afișe, o grămadă de limbi explicând că nu poate să intre lumea înăuntru. Bine, nu că nu poate să intre înăuntru, că dacă intră înăuntru să păstreze distanța de un metru și doar dacă e necesar să vină la medic. Deci practic zice, bă, nu veni la medic, știi, deci aia e. Între mașină de la primărie, nu prea vezi mașini cu oameni, de acolo sunt două persoane. Și cam atât, în trei zile, două, trei zile, a spus să sun să văd de rezultat, să nu vin după rezultat, să sun. Și să mai dă mătură că mi-am de făcut două, trei lucruri pe aici. Păi e foarte pustiu, e mai pustiu decât... Am fost până la bancă și e mai pustiu decât decât zilele trecute. Este un magazin cu fructe deschis, atât, atât. Și băncile văd că sunt deschise, adică probabil probabil nu a primit legea să închidă, dar e trist. E foarte trist. Uite, văd oameni pe stradă, wow, probabil merg la locurile lor de muncă sau probabil, nu știu. Nu e nimeni pe stradă, m-am pus să filmez așa pentru că dacă sunt pe un lateral, pentru că dacă vine poliția și mă vede cu telefonul, măcar parchez repede. Trec o grămadă de mașini de poliție, câte un polițian în mașină, e ciudat, că normal sunt câte doi, dar, na, e pustiu, e foarte pustiu. Normal... Strada asta era foarte tranzitată, deci e intrarea în oraș și wow, deci nimic, nici o mașină, nimic. Și e ora în care lumea normală trebuie să meargă la lucru. Incredibil. E toamnă, deci zici că este în altă lume, serios. Rectific ce am spus mai înainte că nu este poliție, deci tocmai am lăsat mașina poliție în spate. Am văzut o grămadă de mașini de poliție, deci acum ieșind din le fac semnul ăsta care trec cu mașina. Am văzut o grămadă de mașini de poliție și poliție de trafic. Stau opriți, bine, presupun că dacă trec o grămadă de mașini le opresc, că pe mine nu m-a oprit, stăteam în mașină. Nici nu prea trec mașini, adică trec eu și poate la jumătate nu mai trece cineva. Vreau să vă arăt o chestie interesantă. Eu merg în paralel cu autostrada. Să vedem în momentul când o să se poată vedea autostrada. Și de obicei pe autostradă se văd o grămadă de mașini trecând. Hai să vedem când ajung la momentul în care se vede autostrada. Sunt o grămadă de mașini, iar acum vezi câte un camion și după aia o jumătate de o pauză și doar acum începe să vadă autostrada. E acolo. Așa. Nu sunt mașini, e foarte trist. Ia vedeți, aici este partea cu autostrada. Și nu trec mașini. Aici e autostrada, așa. Așa. Ca să vă faceți o idee. Trece câte un camion și cam atât.